Un lider liberal a fost chemat la ordine de Adrian Copilul Minune. S-a prezentat cu un teanc de bani mai mare decât salariul minim pe economie. Pentru o singură dedicație, secretarul general adjunct al liberalilor din București a plătit 2500 de lei. Silviu Mototolea este numărul 3 în organizația PNL București. El este secretar general adjunct și se ocupă de organizarea liberalilor. A fost numit de fostul președinte Ciprian Ciucu, actualul primar al sectorului 6. Mototolea ocupă și funcția de prim vicepreședinte la filiala PNL sector 4. Acolo este locotenentul deputatului Pavel Popescu, fostul președinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților. 1500 de euro pentru frățiorul meu Silviu Mototolea! Hello, bro, you know me? Listen to me. Liberalul a fost invitat de onoare la botezul lui Bebeto, unul dintre copiii lui Cornel Sanda, zis Comitet, liderul clanului Bomboana din sectorul 5 al capitalei. Comitet a fost arestat în 2017 împreună cu liderul absolut al mafiei din București, Fane Caran. La descinderi, polițiștii au găsit arme și droguri în casele infractorilor. Numele lui a apărut și în povestea legată de luptele de stradă din sectorul 5 din timpul stării de urgență. Să nebunesc cum vine poliția de nu-i rostor. Așteptăm poliția! 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 Celebrul Spartacus este, potrivit presei, vărul lui Comitet. Secretarul general adjunct al PNL București a stat la masă cu Ahmed Marin, zis Unicat. Acesta este fiul lui Fabian Marin. Cei doi au fost arestați în 2009 pentru sechestrare de persoane și cămătărie. Mama prietenului liderului liberal este vrăjitoarea Sidonia. În 2011 a fost și ea acuzată că a dorit să corupă un judecător pentru a-și elibera fiul și soțul. Și totuși de ce au venit să vă verifice? Nu știm deocamdată motivul, așteptăm și noi și vom vedea. Dar nu este absolut nimeni luat, nu s-a găsit absolut nimic în casa noastră, nu este niciun fel de problemă. Sunt acuzațiile? Nu știm, acuzații nu sunt. Acuzații de cămătărie, tâlhărie, vrăjitorie. Ceva. Nu există exclus. Clanul Fabian a cunoscut o implicare și în dosarul de escrocherie în care victima a fost Oana Zăvoranu. Lângă Silviu Mototolea s-a aflat și Gil Bomboana. Acesta este unchiul lui Franco Tudor, primul iubit al fiicei lui Adrian Copilul Minune, al cărui tată a fost asasinat de oamenii lui Genosu în Marea Britanie. Pentru verii lui și trebuie să-i nominalizăm. Pentru Zavaros, Nero, Severica, Pica, Cadolar Tamos, Filului, Ogică, Alende, Pițu, și toată lumea. Silviu Mototolea este nașul temutului interlop Ahmed Fardin. Acesta a fost condamnat la 12 ani de închisoare într-un dosar de omor. În prezent, Fardin este fugit din țară. La un botez al interlopului, secretarul general adjunct al liberalilor era alintată dulceața din apărătorii patriei. La petrecere au participat mai mulți infractori celebri. Printre invitați s-a aflat Ion Coporan, unul dintre cei mai temuți recuperatori din București. În 2021, el a fost arestat într-un dosar cu prejudiciu de jumătate de milion de euro. Interlopul este judecat alături de Anaser și Aramis Duduianu într-un dosar de crimă organizată. Presa a speculat că liberalul este rudă cu Emi Pian din clanul Duduianu, interlopul ucis în urmă cu 2 ani în București. Aceste alăturări par să susțină această ipoteză. Liderul liberal are afaceri și cu socialdemocrații. Despre legăturile sale de afaceri cu diferite instituții publice și despre implicarea sa în dosarul lui Gabriel Bădălău vom discuta într-un material viitor. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe pentru a afla imediat care sunt secretele din lumea politică. De la Silviu Mototolea. Vă mulțumim pentru asumare. Pentru ce a botezat Luis Gabriel. Luis Gabriel. De la Silviu Mototolea pentru Bogdan. Cu mătru lui. Pentru frățiorul lui de ani de zile, Adrian Minune, 1 milion, 2 milioane, 3 milioane, 4 milioane pentru Adrian Minune, 5 milioane pentru Adrian Minune, 6 milioane pentru Adrian Minune, 9 milioane pentru Adrian Minune, 1 milioane pentru Adrian Minune, 9 milioane pentru Adrian Minune, 10 milioane pentru Adrian Minune. Atenție la vorbele astea.